Deciși să pună ordine în relațiile de muncă și în această săptămână, Inspecția Muncii a declanșat un număr de 3.901 controle, sancționând 1.458 de angajatori la care au fost depistate 126 de persoane care desfășurau muncă fără forme legale. Inspecția Muncii prin Inspectoratul Teritorial de Muncă au efectuat un număr de 3.901 controle și a sancționat 1.458 de angajatori în săptămâna 24-28 aprilie 2017. Acțiunile de control a căror s-au aplicat amenzi de valoare de 1.371.000 de lei, au fost depistate 126 de persoane care desfășurau muncă fără forme legale. În domeniul relațiilor de muncă, la nivel național, s-au aplicat amenzi de valoare de 932.500 de lei, din care 650.000 de lei pentru munca la negru. Au fost efectuate numai de 2.256 de controle. Pentru primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără contract individual de muncă, la nivel național, inspectorul de muncă a făcut 5 propuneri de cercetare penală. În aceeași perioadă, în domeniul securității sănătății în muncă, s-au aplicat amenzi de valoare de 438.500 de lei. Angajatorii au comunicat către inspectoratul teritorial de muncă 79 de evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de muncă. Pe raza județului Neamț au fost controlați în domeniul relațiilor de muncă 76 de angajatori. S-au aplicat un număr de 3 sancțiuni contravenționale, dintre care o amendă de valoare de 10.000 de lei pentru un angajator care folosea forță de muncă fără forme legale ca oricare. Tot în perioada 24-28 aprilie, în domeniul sănătății și securității în muncă, s-au aplicat amenzi consistente. Angajatorii au comunicat inspectoratelor teritoriale de muncă 79 de evenimente care urmează să fie analizate dacă se încadrează sau nu ca fiind accidente de muncă. Se vor continua și acțiunile de conștientizare a riscurilor la locul de muncă și de informare a angajatorilor.